Educația, dar și alte exemple date de buni samariteni i-au determinat pe adolescenți să meargă imediat la poliție cu tot cu portofelul găsit pe stradă. Adolescenții s-au prezentat la secția 3 Poliție Craiova și au adus la cunoștință oamenilor legii faptul că în seara zilei precedente, la intersecția străzilor Înfrățirii cu Aicuza, au găsit un portmoneu de damă în care se afla suma de 523 de lei, documente de identitate, carduri bancare și un permis de conducere auto. Polițiștii au identificat persoana în cauză și au invitat-o la sediul secției pentru a-și recunoaște obiectele pierdute. Apreciem în mod deosebit comportamentul de înaltă ținută civică de care au dat dovadă cei doi adolescenți, decizia lor de a restitui bunurile găsite fiind un exemplu de educație și normalitate pentru mulți dintre concetățenii noștri.